Lângă Pitești există o piramidă care ascunde numeroase mistere povestite de localnici. Monumentul a fost construit cu aprobarea lui Ceaușescu în anii 80. Copia fidelă a piramidei lui Cheops din Egipt a fost construită integral din oțel și sticlă, dar geamurile nu au mai rezistat în totalitate trecerii vremii și intemperiilor. Scopul ei declarat a fost cercetarea efectelor unor forțe bizare asupra creșterii plantelor și în final, manipularea genetică a acestora, în vederea folosirii în industria alimentară. Ce s-a petrecut însă în interiorul ei, până să cadă în paragină și uitare, a întrecut însă orice așteptare a cercetătorilor. La momentul construcției, piramida avea un nume pompos, Laboratorul Național de Cercetare Fundamentală, iar oamenii vorbeau în șoaptă că ar fi fost clădită de serviciile secrete sau de armată. Scopul inițial al misterioasei piramide a fost, însă, mult mai practic: purificarea apei pentru transformarea în apă potabilă, folosind o metodă inedită. Metoda folosită era filtrarea apelor reziduale în interiorul piramidei, folosind nufărul de Nil ca filtru de sedimente. Însă, nu numai nufărul de Nil avea efecte miraculoase asupra apei, ci chiar piramida în sine pentru că apa murdară era urcată în vârful acesteia, folosindu-se pompe și curgea către sol printr-un labirint de canale cu verdeață și nuferi, iar în bazinele de la bază ajungea limpede precum cristalul. Astăzi piramida a ajuns din păcate o ruină.